Un scandal politic de proporții, dar și o anchetă jurnalistică de excepție, care au dus la prima demisie a unui președinte american din întreaga istorie a Statelor Unite. Ce e de fapt Watergate? Watergate-ul este o criză a societății americane care ulterior și-a pus amprenta și asupra politicii și asupra zonei de media și modul în care de fapt media se raportează la politică. Deci afacerea Watergate a fost o tentativă a unor persoane apropiate de un partid politic să încerce să aibă acces, să afle secretele celuilalt partid politic. În America, știi bine, sunt două partide politice, democrații și republicani, pentru ca să aibă partidul respectiv un ascendent în alegeri. Deci, efectiv, în hotelul Watergate, că de aici vine numele, este un hotel pe malul Potomacului, un hotel așa într-o formă circulară. Poliția a surprins câteva persoane în birourile unui partid politic, plantând, se pare, microfoane, încercând să copieze niște hârtii, să aibă acces la niște informații, la care, în mod corect, legal, nu ar fi avut dreptul.